Practic, aceste înfrățiri, ca și modalitate de lucru, funcționează imediat de după Revoluția din 1989, practic din 90. Există aceste colaborări, să le spunem așa mai pragmatic, colaborări între localități. Practic, înfrățirea între localități ar trebui să funcționeze ca un schimb de experiențe mai mult între localități, din mai multe puncte de vedere. Schimb de experiențe din punct de vedere administrativ, schimb de experiențe din punct de vedere, să zicem, cultural, schimb de experiențe din punct de vedere sportiv, schimb de experiențe din punct de vedere a obiceiurilor și tradițiilor din zona respectivă. Deci, practic, astea sunt lucrurile la care se rezumă aceste înfrățiri și eu cred că e un lucru foarte bun pentru localități ca să vadă și în alte zone și în alte țări cum funcționează administrația, cum s-o gospodăresc oamenii de acolo, care sunt obiceiurile, care le sunt tradițiile și, dacă vreți, chiar un pas în față pentru ceea ce se numește astăzi Europa Unită, Europa fără frontiere, Europa care, să zic, să cuprinde toate naționalitățile fără niciun fel de restricții, sub o umbrelă mare, așa cum deja vedeți că se întâmplă la nivel european. Avem două forme de colaborare, avem înfrățirile care se fac și care se aprobă printr-un document semnat, aprobate prin hotărâri de Consiliul Local și aici m-aș referi la localitatea Burgkirchen din Germania, o localitate care a fost prima localitate cu care ne-am înfrățit, localitatea Kazisbarcika, orașul Kazisbarcika din Ungaria, un oraș mai mare ca San Nicolau de aproximativ 35.000 de locuitori, un oraș frumos, un oraș curat, un oraș foarte bine aranjat și structurat. O localitate mai mică, tot din Ungaria, Medina, cu care suntem înfrățiți. Și acum, de ultimă oră, în luna octombrie acestui an, am semnat în Italia, la Potenza Picena, avem semnat parteneriatul de înfrățire cu cei din Italia, urmând ca semnătura în România să fie făcută la anul viitor de zilele orașului în San Nicolau al Mare. Sigur, în plus de asta, mai avem un parteneriat foarte bun cu o localitate din Serbia, o localitate cu care am început, să zic așa, demersurile pentru a ne înfrăți și pentru a colabora cu ei și suntem deschiși și la alte colaborări și la alte înfrățiri cu alte localități. Spuneam că eu cred că avem foarte mult de învățat de la cei din alte țări, probabil și ei puțin ceva de învățat de la noi. Din Serbia, localitatea se numește Mocrin, e o localitate mai micuță decât San Nicolau, dar având în vedere bună colaborare cu ei, nu am mai așteptat sau n-am mai căutat neapărat localități de dimensiunea orașului nostru, chiar dacă sunt mai micuțe, eu consider că îs benefice aceste lucruri. Vă spuneam, din punct de vedere juridic, la partea română, acordurile de înfrățire trebuie să cuprindă două documente foarte importante. Pe de o parte, un acord a Ministerilor Afacerilor Externe. Deci noi trimitem o solicitare, scriem acolo cu cine dorim să ne înfrățim, care sunt motivele și primim, practic, un aviz de la acest minister, iar pe de altă parte este necesară o hotărâre de Consiliul Local, având în vedere faptul că tot ceea ce se întâmplă la nivelul unei localități este stabilit de către Consiliul Local. În acest sens, de regulă se fac așa zise, o formă, așa zis, protocol, dar de colaborare, de înfrățire, în care sunt trecute și obiectivele care urmează sau obiectivele pe care cele două localități le vizează în viitor prin intermediul acestor colaborări, acestor înfrățiri, sigur că obiective care, urmând ulterior, să fie urmărite, ca ele să fie și îndeplinite.
primele orașe cu care ne-am înfrățit, coincidență sau nu, sunt chiar orașe din Ungaria, Serbia și Germania, chiar naționalitățile conlocuitoare ale Sfântului Nicolaului. Și, bineînțeles, mai sunt și bulgari, încă nu ne-am înfrățit, dar urmează. Și un prim pas, să zic, înspre Occident, în afară de Germania, ne înfrățim sau ne-am înfrățit, de fapt, deja cu un oraș din Italia și în sensul acesta am avut o vizită în această toamnă. Cei de la Burkirchen am ajuns să ne înfrățim cu ei, plecând de la ideea că imediat după Revoluție, în ianuarie 90, au fost primii care au venit în Sfânt Nicolau cu un transport de ajutoare. Și de-a lungul anilor au tot venit cu ajutoare, s-a creat o, să zic așa, o relație de prietenie cu cei care veneau și vreau să vă spun că inițial venea un grup de persoane private, deci nu a venit primăria, sau o instituție publică, câteva persoane private s-au asociat acolo, au strâns ajutoare din localitatea lor și din localitățile învecinate și au venit cu ajutoare în România și astfel am ajuns cu ei să colaborăm. Da, o înfrățire se poate defini ca un acord de prietenie între două comunități din două sau mai multe țări diferite cu acordul autorităților locale. Se poate concretiza între aglomerații urbane, între sate, orașe, municipii, poate acoperi o paletă largă de activități, cum ar fi cultură, sport, turism, agricultură. Vedeți, peste tot orașele mari, toate sunt înfrățite, toți fac tot felul de schimburi de experiențe în acest domeniu și sigur că ne dorim și noi acest lucru. Și până una alta, dacă vreți ca o completare, astfel de înfrățiri și de colaborări pe plan extern nu fac altceva decât să ne promovăm imaginea localității noastre, a Sfântului Nicolaului, în exterior. Pentru că eu consider că un capitol foarte important al administrației locale este și de a promova o imagine pozitivă a localității, de a scoate în relief lucrurile pozitive pe care le are localitatea respectivă, atât pe plan intern, cât și pe plan internațional. În primul rând, schimburile de experiență între tineri din alte țări sunt mult mai flexibile decât a celorlalte categorii de vârstă și asta plecând la ideea că din start tinerii pot comunica mult mai ușor, pentru că astăzi la tineret limba engleză, sunt foarte puțini care nu cunosc limba engleză, indiferent din ce țară provin, și în mod categoric e mult mai ușor să apuci să comunici. Pe de altă parte, cred că sunt importante aceste schimburi, pentru că vă spuneam mai devreme, sunt țări cu o democrație de zeci de ani, dacă nu chiar de sute de ani, țări care sunt mult mai bine aranjate și puse la punct din toate punctele de vedere și eu cred că orice tânăr care pleacă din România și cred că ar fi important să plece să vadă, dar să se și întoarcă înapoi,
să vadă ce se întâmplă în țările celelalte, cred că nu face altceva decât să-și îmbogățească bagajul de cunoștințe. Și dacă vreți, poate un exemplu să fiu chiar eu, pentru că la 21 de ani am plecat în Germania, am lucrat 2 ani de zile acolo în Germania și practic acolo mi-am făcut primii bani, da, cu care am început o afacere. În 1993 mi-am deschis prima firmă în Nicolau Mare și de atunci încet, încet am progresat, am mers înainte și practic ăla a fost un punct de pornire și acolo am avut două mari avantaje. Pe de o parte am avut avantajul financiar, în sensul în care am reușit să acumulez capital, să strâng bani și cu banii aia să vin să investesc aici, iar pe de altă parte unul dintre marile avantaje acelor 2 ani petrecuți în Germania a fost că am reușit și am încercat tot timpul să înțeleg cum gândesc, cum se comportă, cum își stabilesc prioritățile, care e simțul, să zic, sau cât e de dezvoltat simțul proprietății private, cum gândesc cei care lucrează la privat, spre deosebire de noi care eram obișnuiți să lucrăm înainte numai la stat în sistemul comunist, și cred că mi-a ajutat foarte mult și mi ajută și astăzi în tot ceea ce facem la primărie și la nivelul întregului oraș. Schimburi de tineri am mai avut nu doar pe înfrățire. Am avut proiecte depuse pe Tineret în Acțiune. Au fost o parte din tineri din Sân Nicolau, au fost în Danemarca, au fost în Turcia, în Bulgaria, în Lituania, în Estonia, urmează Rusia. Sensul bun este că automat le deschid anumite orizonturi tinerilor. Nu, aici fiind doar în România, sunt obișnuiți cu obiceiurile care sunt insuflate de către părinți. În schimb, ieșind afară, își dau seama că de fapt nu este chiar așa cum se vorbește. Sigur că un avantaj pentru noi a fost și faptul că suntem aproape de frontieră. Și avem, de exemplu, avem la nivel de localitate, avem o comunitate foarte bine reprezentată de germani, de maghiari, de sârbi, de bulgari și așa mai departe. Și atunci, probabil că și asta a sprijinit și a ajutat și acesta a fost un factor important pentru cei de dincolo care au venit la noi. Dar, pe de altă parte, eu zic că a fost și un interes din partea noastră, pentru că degeaba vin alții dacă cei de aici sunt dezinteresați, nu se concretizează cu absolut nimic. Dar totuși cred că un factor important a fost și acel lucru că avem mai multe naționalități la nivel de oraș și, dacă vreți, chiar mai multe naționalități cu care ne înțelegem și trăim bine de ani și ani de zile sau de sute de ani, mai bine spus, și cred că și acest lucru a cântărit foarte mult în deciziile pe care le-au luat ceilalți de a accepta înfrățirile cu noi. Thank you.
certo di rispondere alle profonde aspirazioni e bisogni reali delle nostre popolazioni. Azioniamo il numero 1-2-1 intensi, sinceri, ce ne puoi reali alla manifestazione nostra. Sapendo che la nostra civiltà, i nostri popoli ebbero le loro origini nei nostri antichi comuni, che lo spirito di libertà fu la prima volta segnato nelle garanzie che essi conquistarono, dati nelle autonomie locali che essi fondarono. Con esperienza e civilizzazione del nostro suono, lo stesso comunista, il vecchio dei comuni stessi locali di Pere, ha con lo spirito di libertà che si è registrato la seconda libertà che è data da lei, ci mai visione un governante locale che per la posta parte si è scoperto. Considerando che l'opera della storia deve proseguire in un mondo più vasto, ma che questo mondo non sarà veramente umano se non nella misura in cui gli uomini e le donne vivranno liberi in libere città. Considerando che la storia va continuando lume mai vasta, dacă această lume va fi cu adevărat umană, doar dacă bărbații și femeile trăiesc liber în orașe libere. Convinși de la necesitatea de respectare principiul de subsidiarită, convinși de necesitatea respectării principiului subsidiarității, affermando il rispetto dei diritti umani come valori per noi inviolabili e inalienabili, affermando valori rispettare i diritti umani per cui le persone inviolabili e inalienabili, consapevoli che la crescente interdipendenza delle diverse società nazionali richiede un ordine democratico internazionale globale che è il fondamento della vera pace, riconoscendo che la dipendenza cresciuta a differenza delle società nazionali necessita ordine internazionale, globale, democratico, a fondamento e innovato ora. Convinti che i legami che uniscono le città del nostro continente rappresentano un elemento fondamentale del cammino verso lo sviluppo di una cittadinanza europea e pertanto promuovono un'Europa di dimensioni umane, convinci che le legaturile care conectează orașele pe continentul nostru constituie un element fundamental pentru calea către dezvoltare a cetățeniei europene și astfel către promovarea unei Europe de dimensiuni umane. In questo giorno prendiamo solenne impegno. Ne asumăm în această zi un jurământ solemn. In base alle relazioni stabilite tra i nostri due paesi. În conformitate cu relațiile de colaborare stabilite între cele două țări ale noastre, di mantenere legami permanenti tra le amministrazioni dei nostri comuni, per promuovere il dialogo, per scambiare le nostre esperienze, per eseguire tutte le attività congiunte che possano favorire un miglioramento reciproco di tutti i campi che rientrano nelle nostre competenze. Să menținem legături permanente între autoritățile municipalităților noastre pentru a promova dialogul nostru, pentru schimbul de experiență și implementarea tuturor activităților comune pe care ar putea să le întărească îmbunătățirea de comun acord în toate domeniile care intră în competența noastră. Per incoraggiare e sostenere gli scambi tra i nostri concittadini, per garantire con una migliore comprensione reciproca e una cooperazione efficiente, il vero spirito della fratellanza europea per il nostro destino comune. Să încurajeze și să sprijine schimburile între cetățeni pentru a asigura, prin intermediul înțelegerii de comun acord și a unei cooperări eficiente, adevăratul spirit al frăției europene pentru nou nostru destin comun din prezent. Per agire secondo le regole dell'ospitalità, rispettando le nostre diversità, un'atmosfera di fiducia e con spirito di solidarietà. Acționez în conformitate cu regulile ospitaliere, cu respectarea diversităților noastre într-o atmosferă de încredere și respectul solidarității. Per garantire a tutti i popoli la possibilità di partecipare agli scambi tra le nostre due comunità senza discriminazioni di qualsiasi forma. Se garanteze pentru toți oamenii posibilitatea participării la schimburi între cele două comunități, fără nicio formă de discriminare. Per promuovere i valori universali di libertà, democrazia, uguaglianza e stato di diritto tramite i nostri scambi e la cooperazione. Se promuoveze valorile universale de libertate, democrație, egalitate și prevederile legilor prin schimburile și cooperarea noastră. Di congiungere i nostri sforzi per aiutare nella piena misura dei nostri mezzi il successo di questa necessaria impresa di pace, progresso e prosperità, vale a dire l'unità.
comunità europea. Se concentrese in corpurile noastre, folosind toate mijloacele aflate la dispoziția noastră, pentru asigurarea succesului acestor demersuri esențiale pentru pace, progres și prosperitate, care este Uniunea Europeană. Sigur că întotdeauna este și o componentă, să zic așa, distractivă, întotdeauna, de regulă, schimburile astea și vizitele astea se fac de regulă atunci când acolo există sărbători
și atunci întreaga delegație participă la, și la aceste evenimente și la aceste sărbători. Întotdeauna, atunci când faci o invitație sau când ești invitat, întotdeauna fiecare dintre cei care sunt gazdă la rândul lor stabilesc un program foarte, foarte bine pus la punct, foarte riguros, pregătit pe zile, pe ore, pe diverse activități, un program care de regulă se respectă cu strictețe. Sigur că la final întotdeauna există și posibilitatea de a opta pentru anumite lucruri pe care le consideră cei care sunt musafiri mai interesante pentru ei. Dar, așa cum am spus, în principal discuții legate de Consiliul Local, discuții din punct de vedere administrativ, cultural, dar sigur că întotdeauna există și partea aia distractivă, având în vedere că participăm la sărbătoare sau când invităm noi la Sfântul Nicolau, îi invităm la zilele orașului și atunci sigur că au parte, să zic așa, și de relaxare din punctul ăsta de vedere. Trebuie să vedem ce avem în comun, pentru că în momentul când faci o înfrățire trebuie să ai ceva în comun. Deci nu poți să faci o înfrățire de dragul de a fi înfrățită cu localitatea respectivă. Prin înfrățire trebuie automat să și se materializeze ceva. De exemplu, cu Potența Picena, o localitate micuță, am făcut înfrățirea tocmai din punct de vedere cultural. Pentru că la noi s-a născut Bela Bartok, ei au avut și un mare compozitor italian și au venit cu propunerea să ne înfrățim pe domeniul culturii. În schimb, cu Irlanda s-au făcut niște demersuri. Când am fost în Italia, a fost și primarul unei localități din Irlanda,
S-au purtat discuții, urmează să vedem pe ce anume din paleta de activități ne putem înfrăți cu ei. Am avut parte să întâlnim și un grup din Irlanda, fiindcă ei sunt înfrățiți și cu un orășel din Irlanda, mult mai micuți decât Nicolau sau Potența. Și fiind un alt fel de oameni, anglosaxonii, și primarul nostru le-a făcut și lor invitația la anul să vină și din partea lor o delegație aici în Sfântul Nicolau. Per ansamblu, deja străbatem de fapt toată Europa, că am ajuns și până în Irlanda, venind vorba de înfrățiri. Per ansamblu a fost o experiență mai mult decât plăcută și chiar utilă și sperăm să se mai repete. Punctul de plecare cu cei din Italia a fost legat de cultură, pe latura culturală, având în vedere că noi în Sfânt Nicolau îl avem pe născut pe Béla Bartók, marele compozitor din născut în Sfânt Nicolau, iar ei au un compozitor, un mare compozitor similar în Potența Picene, Mugea Mugellini se numește cel din Italia, și astfel am reușit să ajungem la un parteneriat și încercăm să facem un proiect din fonduri, o să scriem împreună un proiect din fonduri europene pe partea aceasta culturală. Sigur că inițial i-am invitat o delegație din Italia să vină la noi în România, ulterior am fost noi în Italia și iată în 2 ani de zile am reușit să ajungem în faza în care să semnăm acest protocol. Important este faptul că cei din Italia au insistat, sau mă rog, ei au avut această inițiativă de a ne invita prima dată să semnăm în Italia și sigur că anul următor de zilele orașului o să invităm o delegație din Italia să vină să semnăm aici. Lucrurile, ca să revin puțin la faptul că am întâlnit o comunitate românească acolo, au fost axate, de fapt, niște discuții axate pe cum ar fi să fii cetățean european și cum vedem noi lucrurile respective. Românii, diaspora, românii stabiliți în străinătate și gazdele respectiv italienii. Bineînțeles că au fost mai multe întrebări, dar toate, de fapt, se învârteau în jurul aceleași probleme, cum este să fii cetățean european, cu avantaje și dezavantaje. Lucrurile au fost și discuțiile, de fapt, au fost foarte interesante și, spre surprinderea mea plăcută, comunitatea românească de acolo este foarte bine văzută, deci nu doar ce vedem pe posturile naționale de televiziune, și chiar am dezvoltat puțin subiectul cu băștinașii de acolo, cum ne privesc pe noi în momentul în care ajungem la ei în țară. Și chiar mi-am dat niște exemple foarte, cât se poate, de pozitive. De exemplu, copiii noștri stabiliți acolo cu părinții lor învață mult mai bine decât copiilor. Probabil așa sunt românii sau părinții copiilor români așa sunt învățați să împingă puțin la spate pe copii să învețe foarte bine și bineînțeles că dacă ai carte, ai parte. Și o altă problemă, să zic puțin mai spinoasă, am dezvoltat-o despre faptul că în Italia în ultimii ani au fost o grămadă de, să zic, evenimente de fericite și cam autorii principali au fost, să zic, români. Și cum ne privesc ei pe noi? Și au spus, deci chiar au ajuns la o concluzie că în Italia, dacă există mafioți, noi privim tot poporul italian ca pe niște mafioți, sunt și ei niște oameni și chiar nu se iau după niște cazuri izolate și nu cataloguează un popor după câțiva infractori, să zic așa. Am avut onoarea și ocazia să ne întâlnim cu consulul onorific al României, care consulatul funcționează la Atalanta și un profesor universitar care ne-a dat niște detalii referitor la comunitatea românească din Italia. Sunt stabiliți peste 1 milion de români cu acte în regulă, să zic în jur de 1.200.000. Deci este vorba de cea mai mare comunitate românească din Europa și precis din Europa, adică Spania și Franța ar urma cu 900.000, 800.000, 700.000, ceva de genul ăsta. Și bineînțeles că italienii vor, nu vor, trebuie să colaboreze cu românii stabiliți acolo și chiar o fac foarte bine. Deci în discuțiile libere și le-am avut cu ei, chiar mi-am dat seama că românii participă la o grămadă de acțiuni și la ei voluntariatul este
toată activitatea asta de voluntariat la mare preț și toți participă, indiferent de ocupațiile lor și de joburile lor. Și am avut șansa să ajungem acolo pe, chiar în timpul zilelor orașului lor, cum avem și noi sărbătoarea noastră. Bineînțeles, la reciprocitate și ei vor fi invitații noștri la anul, pentru că acest lucru s-a întâmplat după zilele Sfântului Nicolaului și bineînțeles că au răspuns cu plăcere invitației noastre. Și toate activitățile în jurul zilelor respective se bazează foarte mult pe voluntariat. Bineînțeles că și noi avem exemple noastre, că și la noi se întâmplă același lucru, probabil că suntem un orășel mai, sau sigur, occidental în România.
parteneriat de înfrățire poate duce la multe, la multe beneficii unei comunități, adunând împreună oameni din, de diverse naționalități, de diverse culturi, de diverse religii, făcând anumite schimburi de experiență. Același lucru l-am văzut și în Italia, și pe acest lucru s-au axat unele discuții, dar în zona unde am fost noi, nu sunt, în afară de români, nu prea am văzut o comunitate mai puternic reprezentată acolo. Exemplu, să zic, la îndemână și care m-a impresionat în mod plăcut a fost în într-una din seri, noi ne-am dus cu lecțiile făcute, să zic așa, am prezentat un mic program cultural-artistic, dansuri și cântece românești și pe scenă, în Piața Mare, unde, ca și la noi, pe teatru de vară, cum se ține un spectacol sau, mă rog, câteva seri la rând spectacole. Și comunitatea românească a fost foarte plăcut impresionată, chiar dacă n-au fost din zona Banatului și au avut de-a face chiar cu cântece populare bănățene sau și dansuri românești și dansuri populare sârbești. Au fost plăcut impresionați și bineînțeles că numărul respectiv a fost limitat, dar ar mai fi vrut foarte mult să aibă parte, fiindcă era clar, le era dor de casă și de toate obiceiurile de aici. Am avut o temă și într-una din zile o ședință specială cu investitorii din Italia și principalii oameni de afaceri din zona respectivă, având în vedere că în San Nicolau și în zona San Nicolaului principalii investitori sunt de departe italienii și sigur că nu puteam să ratăm un moment de a face o astfel de dezbatere și de a încerca în continuare să tragem investitori italieni către San Nicolau. Dovadă faptul că în, și în San Nicolau și în județul Timiș sunt o grămadă sumedenie de investitori străini și în speță italieni, chiar în San Nicolau Mare avem Zopas, avem investitori italieni care se ocupă de agricultură și din partea lor au fost 10-11 investitori, oameni de afaceri și posibili investitori care și-au exprimat dorința să vină și ei la anul într-o delegație în San Nicolau. Au fost unele chestii, să zic, pe specificul lor, gen paste făinoase sau mase plastice, la care ei sunt chiar specialiști. Ne interesează în continuare să atragem investitori în oraș. Și o să vă spun de ce, pentru că mulți mă acuzau de ce ne mai interesează investitori în condițiile în care noi deja nu mai avem șomaj, șomajul e zero și teoretic n-ar trebui să ne mai intereseze de investiții. Investițiile sunt importante sau noi investiții pentru San Nicolau din cel puțin două motive.
Pe de o parte, investiții noi înseamnă impozite și taxe la bugetul local. Impozite și taxe la bugetul local înseamnă că sunt bani pentru investiții în a îmbunătăți tot ceea ce ține legat de viața orașului. Din punct de vedere a forței de lucru, chiar dacă nu mai sunt șomeri, orice investiție în plus generează concurență. Concurența pe piața muncii nu face altceva decât, pe de o parte, să genereze condiții mai bune de muncă, iar pe de altă parte să genereze salarii mai mari pentru muncitori și pentru oameni. De-aia vă spun că sunt binevenite investițiile și peste tot unde am fost, și am mai fost și în Austria să găsim investitori, și în Italia am mai fost odată în altă zonă, încercăm să atragem cât mai mulți investitori. În Italia am încercat să prezentăm oportunitățile de investiții în Sân Nicolaul Mare, am discutat și am luat legătura cu investitori din Potența Picena și zona respectivă și deja am avut câțiva interesați care ar fi vrut să vină să investească la Sân Nicolau. Sigur că e foarte greu, nu întotdeauna se concretizează aceste întâlniri neapărat cu atragerea unui investitor, dar întotdeauna e exact ca la loto, nu poți să te plângi că n-ai câștigat din moment ce nici măcar n-ai jucat sau n-ai încercat. Vă dau un alt exemplu. Noi avem o colaborare, nu o înfrățire, o colaborare foarte bună cu cei din MACO. O colaborare care o avem de ani și ani de zile. Și iată, dacă vreți, cel mai bun exemplu e faptul că în urma acestei colaborări cu MACO am reușit să scriem un proiect și din fonduri europene să finanțăm televiziunea locală. Astăzi toată aparatura și tot ceea ce funcționează în cadrul televiziunii locale este obținută prin fonduri europene, împreună cu cei din MACO. Bineînțeles, ne-au și ajutat și ne-au sprijinit pentru, să zic așa, un pic inițierea personalului în tot ceea ce ține partea de televiziune și atunci când am amenajat studioul. Și iată deja un beneficiu, să zic, în urma unui parteneriat de genul ăsta, un beneficiu concret care astăzi funcționează și de care ne bucurăm toți la nivelul întregului oraș, având în vedere că prin intermediul televiziunii transmitem cât mai multe informații a ceea ce se întâmplă în oraș.
Sigur că un avantaj pentru noi a fost și faptul că suntem aproape de frontieră și avem, de exemplu, avem la nivel de localitate, avem o comunitate foarte bine reprezentată de germani, de maghiari, de sârbi, de bulgari și așa mai departe. Și atunci, probabil că și asta a sprijinit și a ajutat și acesta a fost un factor important pentru cei de dincolo care au venit la noi. Dar, pe de altă parte, eu zic că a fost și un interes din partea noastră, pentru că degeaba vin alții dacă cei de aici sunt dezinteresați, nu se concretizează cu absolut nimic. Dar, totuși, cred că un factor important a fost și acel lucru că avem mai multe naționalități la nivel de oraș și, dacă vreți, chiar mai multe naționalități cu care ne înțelegem și trăim bine de ani și ani de zile, sau de sute de ani, mai bine spus, și cred că și acest lucru a cântărit foarte mult în deciziile pe care le-au luat ceilalți de a accepta înfrățirile cu noi.